Seara, doamnelor și domnilor, invitatul nostru de astăzi este bloggerul Ion Hargel, autor al emisiunii social-politice din mediul online Radar Politic. Domnule Hargel, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, bine v-am găsit. Domnul Hargel, circulă așa o legendă la Chișinău, în anumite cercuri, precum că Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea de guvernământ de la noi din țară, ar avea o adevărată fermă de troli, adică oameni care au foarte multe conturi false și îi laudă pe ai lor și îi critică pe oponenții PAS-ului. Deci vine întrebarea. Este adevărat că dumneavoastră ați fost șef trolilor Partidului Democrat pe timpul lui Vladimir Plahotniuc? Întâi cu PAS. Nu e o legendă. E adevărat că PAS are cea mai mare firmă de troli. Eu nici în România n-am văzut așa potențial. Am și realizat emisiuni pe pagina Radar Politic, dacă se poate să fac un pic de reclamă, profit de ocazie. Și am demonstrat profile fake care fac propagandă, scriu comentarii, cât de bun este Maia, cât de rău e Dodon, oponenții, indiferent de Maia e cea mai bună, restul SRI, pe scurt. La PD am fost vicepreședintele Tineretului Democrat. La PD am gestionat paginile oficiale ale partidului, Tineri Democrați, Partidul Democrat, coordonam cu alți lideri de organizații teritoriale, tot felul de pagini de Facebook și așa mai departe. Legat de troli, recent, în campanie electorală, în ultima campanie electorală, și domnul Grosu, nu știu dacă la dumneavoastră în emisiune, v-a confirmat despre o companie din România, specializat în PR politic, domnul Despoiu, dacă Lucian Despoiu, da, țineți minte. Păi iată, domnul Lucian Despoiu a activat sau a fost contractat înainte de vremurile bune și de domnul Vlad Plahotniuc. Și a făcut ceea ce face pentru PAS, a făcut și pentru PD. Eu nu pot spun că ceea ce făceam atunci era firmă de troli, fiindcă era un proiect prin care noi încurajam tinerii, membri de partid, simpatizanții PD-ului să comenteze la știrile care vizează Partidul Democrat. Asta nu poți să numești că e firmă de troli. Păi PAS-ul îi numim fermă de troli, dar pe dumneavoastră nu îi numim fermă de troli. Nu, fiindcă eu, de exemplu, când am comentat o știre, eu am comentat-o din numele personal. Nu m-am ascuns după pagina, de exemplu, ca domnul deputat PAS Dumitru Alaiba, jos alianțul, ca să fac trolling. Acela e trolling. Uh-huh. Dar eu, dacă comentez, eu mi-expun opinia. Ori la noi opinia se expune, nu s-o poate, trolling și așa mai departe. Uh-huh. Dar legende au circulat și mai ales ca și argumente la apa de moară la multor oameni care mă iubesc pe mine, este precedentul din 2019 când mi-a fost blocat pagina Într-un Pas Bun, care putem să o numim așa mai de trolling înainte de Radar Politic, eu făceam Într-un Pas Bun, pornind de la, evident, Partidul Acțiune și Solidaritate din Mirea. Cam așa. Mm-hmm. Dar acum mai aveți o treabă cu Partidul Democrat? Am cu mătri în Partidul Democrat care au fost în Partidul Democrat, nu știu dacă mai sunt membri comuni cu multă lume din, bine, multă lume, mai mult la tineret, care am fost prieteni, fiindcă eu am fost membru la Partidul Democrat din clasa 12, sau hai să spunem așa, din anul întâi de universitate. Și până la 2019 și alt culoare politică n-am avut. Și evident, toată tinerețea mea am petrecut-o acolo și mi-a făcut și mulți prieteni care sunt relații bune. Mulți din ei. Că ați pomenit de comunicare, mai comunicați cu Vladimir Plahotniuc? Nu am așa, nu știu, onoare să spunem, da, să comunic cu domnul Plahotniuc. Da, ați comunicat vreodată după plecarea domnului sale din țara noastră? Domnul Plahotniuc, dacă știți, avea o comunicare foarte diferit și specială față de mulți oameni din țara noastră. Și nu toți din Partidul Democrat aveau acces direct la domnul Plahotniuc și nu e secret. Asta. Cu anumite persoane, de exemplu cu domnul Candu, care este fiinul lui domnul Plahotniuc, comunică mai des. Și pentru că trebuie să vă întreb, dar unde e Vladimir Plahotniuc, știți? Eu cred că trebuie să întrebăm autoritățile unii, că tot îl caut prin Interpol, prin FBI, prin toate organismele internaționale, respectiv ar trebui să aibă. Au trecut deja peste 3 ani de când dumnealui s-a dus din țară. Între timp s-au schimbat și guvernările, alianța Cozac, Nicozac, vremuri bune.
Ar fi dubios să nu aibă un răspuns la unii Vlad Plahotniuc. Ori l-au acuzat că, nu știu, mânca copiii la micul dejun. Cred că numai asta public nu a fost acuzat. Respectiv, când, de exemplu, guvernarea PAS spune că are toată deschiderea partenerilor străini, occidentali, logica spune că ar trebui să fie deschiși, să-i ajute inclusiv cu căutare, dacă e cazul să-l caute și pe domnul Vlad Plahotniuc. Păi iată, doamna Maia Sandu a vorbit cu președintele Franței, Macron, despre averea lui Plahotniuc din Franța. A solicitat intervenția domniei sale. Bun, eu nu înțeleg cum președintele Franței poate interveni, dar... Nu știu, tot doamna Maia Sandu, dacă l-am pomenit pe domnul Plahotniuc, spunea și despre care are întrebări, că să o citesc corect, are întrebări la Interpol, de ce nu-l caut. Mi se pare că este undeva o problemă în comunicarea autorităților noastre și ține. Vedeți că până la urmă despre domnul Plahotniuc circulă tot felul de legende și... E, dar unele sunt adevărate, știți foarte bine, nu? Unele sunt adevărate, dar bine, eu legende mă referim la cât a fost acoperit sau susținut de corpul diplomatic sau de anumiți diplomați. Sau cine l-a dat jos până la urmă. Eu am să vă întreb asta mai jos, da. Pentru că este și subiectul ăsta. Deci, din PD ați plecat la Partidul Pro-Moldova domnului Cantu. Da, eu am fost pionierul din organizația Tineret, așa dacă spunem. M-am alăturat echipei, fiindcă atunci era o realitate politică și PD-ul, Pavel Filip, fostul președinte deja de partid și prim-ministru al Republicii Moldova. Eu am considerat atunci că când a făcut alianța cu PSRM, eu am considerat că el de fapt a îngenunchiat PD-ul domnului Dodon, l-a pus pe tavă și servește-l. Și am atenționat colegii care atunci nu au vrut să meargă, să iasă eventual sau scrit ce pas făcut de Filip, că PD-ul, asta a fost ultima campanie electorală când a acces în Parlament și cam asta și s-a terminat. Respectiv, pe domnul Candu l-am urmat și am susținut proiectul lui din considerentul asta, că am interpretat pasul domnului Filip ca fiind o trădare pentru noi membri de partid care, bine, eu n-am fost la protestul și ăla, dar eu fost când strigau Dodon trădător și așa mai departe și la mine nu se lega, adică eu ca membru de partid, cum pe urmă să explic de ce Filip aici spune Dodon trădător și ia ca tot Filip ceva timp să duci și semnează, bine, pe atunci cu doamna Grecian, un acord de politic. De asta și am plecat din PD. Și după care ați plecat și din Promoldova. După care, da, plecat și din Promoldova, fiindcă cumva Promoldova nu și-a valorificat potențialul și n-a participat sau a fost împiedicat să participe la două deja scrutinii electorale. Respectiv am decis să fac ceea ce îmi place mai mult, adică să vorbesc despre politică, dar să nu fiu cel care să, eventual, nu că mă fug de date explicații, dar mai bine să cer de la alții explicații. Un fel de jurnalism, dacă se poate fi considerat ceea ce fac pe radar politic, jurnalism. Se poate. Dar domnul Candu ce face? N-am vorbit de mult și ori. El, din ultimile discuții, spunea că vrea să revină la ceea ce a fost înainte de politică. În afacere. În afacere. Da. Uh-huh. Respectiv, presupun că cu asta și se ocupă. V-ați făcut o concluzie generală despre tot proiectul ăsta, PD în frunte cu Plahotniuc, Andrian Candu, Dafinu, oameni imposibili de dat jos, oameni de temut, cei mai tari din țară, cei mai respectați de către unii, cei mai detestați de către alții, dar totuși la putere. Care e concluzia generală despre astfel de urcușuri și coborâri? Concluzia este că nimic, mai ales la noi în Republica Moldova, nu este prea sigur și bătut în cui că odată urcat pe tron nu o să mai poți fi dat jos. Și la cei ce nu trebuie să uite, de exemplu, actualii politicieni din PAS, care, bine, eu dacă îi critic nu înseamnă, îi susțin din context sau din prisma că ei sunt pro-europeni și din alt partid pro-european la guvernare nu este și la următoarele alegeri demonstrează că nici nu prea are șansă să fie. Dar ei nu trebuie să repete dacă vor să aibă cel puțin un scor onorabil la următoarele alegeri, să comunice mai des cu oamenii, să vină la, inclusiv și la emisiunile, văd că nu prea vin la Puterea Patra, nu știu din ce considerente, și să nu evite, să nu împarte televiziunile, presa, că asta e a noastră, asta nu e a noastră. Că nu e un secret că Vlad Plahotniuc avea propriile televiziuni,
dar cel puțin diferența este că erau ale lui, în acte. Acum Pasul nu are televiziune în acte, dar are televiziune unde ei se duc în fiecare seară sau pisar câțiva invitați la emisiuni diferite la anumite posturi de televiziune. Și asta e o greșeală, fiindcă în primul rând plictisesc auditoriul la acele televiziuni și în al doilea rând dau impresia să-i dezbin presa. Asta e a noastră, asta nu știm a cui, dar nu e a noastră, așa spunem, ca să nu dăm etichete. Și asta e o greșeală care o să-i coste, cred eu. Nu știu în ce măsură, dacă domnul Plahotniuc sau... Dar o să-i coste oricum. Bun răspuns. Bun, domn Hartel, haideți la subiectul de bază. Da. Nu, domn regizor, mulțumesc, nu vreau. O să mă folosesc de emisiunea lui Dorin Galben pentru asta. Vineri au avut loc percheziții la dumneavoastră acasă, în așa numitul dosar cu loc. Da. Să o luăm pe rând și încetișor. Ce, de ce, la cât, cu ce ocazie, cum și unde? What the, ce a fost asta? Nu, trebuie să recunosc că procurorul pe caz, indiferent de cum comentează oamenii, văd la știrile care îl vizează, e un băiat destul de deștept și a avut grijă ca înainte de emisiune, după ce a văzut probabil anunțul de emisiune, a avut grijă ca să fiu invitat la procuratoră. Azi. Am aflat că sunt, da, azi. Am aflat că sunt martor, nu bănuit, nu complice, nu știu ce acolo ea. Uh-huh. Martor. Am depus mărturii din cei ce cunosc, nu că aș cunoaște mare lucru. Am spus. Și perchezițiile astea care, bine, și fiindcă am fost, m-am și semnat că nu am voie să spun prea multe detalii. Ai semnat? Da. Nu, așa e procedura, eu mă conformez legii. Trebuie să spun anunțul, eu nu puneam anunțul și vorbeam în direct. Da, probabil dacă nu puneați anunțul, probabil că puteam să vin cam și toate, dar nu pot să le arăt fiindcă asta. Dar pot să spun, bine, din percheziții, din ce au comunicat și procurorii. Da. Că au fost o comunicare, eu cred că... Frumos spus, un pic au îndoiet-o când au spus că, bine, ei au spus altceva, dar presa, fiindcă mă iubește, au interpretat cum au dorit. Ei considerau, cu toate că consider percheziții ca fiind ilegale, fiindcă la un martor nu te duci și dai buzna în casă, pe urmă îl chemi și spui că, păi, tu de fapt ești martor, asta eu consider ilegal. Deja cu avocatul o să urmăm toți pașii juridici și o să demonstrăm asta. Ei caută în dosarul cu lucrare tangența cu dosarul cu loc, caută dacă nu cumva la mine acasă erau mai multe materiale la acest subiect. Cu materiale respectiva. Video din cele care au fost publicate câteva minute? Da. Uh-huh. Da. Și aici la mine apare întrebarea logică și cred că nu numai la mine, sper că și la alții, fiindcă procurorii au comunicat că de la mine în spațiu public au venit respectiv în înregistrări. Acum, noi din cât cunoaștem, în spațiu public, din imaginile din acea zi, au fost publicate în două etape. Prima dată, încă nu era clar cu alianța așa numită COSAC dintre blocul acum și PSRM. Era dualitatea puterii. Și, da. Și primul calup, să zicem, de imagini, au fost publicate de Publica TV, care e televiziunea domnului Plahotniuc, cu domnul Plahotniuc și domnul Iralov vorbeau despre federalizarea Republicii Moldova. Așa este. Asta a fost primul calup. Răspunsul lansat primul și logic, deci ca mesaj politic, ca pe urmă să ai ce le reproșa doamnei Maisandu că a făcut alianță cu cineva acuzat de trădare de patrie, care iată procuratura în prezent fix pe asta îl cercetează. Inclusiv și pentru asta îl cercetează pe domnul Dodon. Următoare și pe urmă, cumva, imagini de acolo nu au mai apărut. Da. Ca pe urmă, să ne amintim noi, dacă suntem bine, domnul Iuri Reniță, fost deputat al blocului acum, a publicat imagini video în premieră, asistat, dacă nu greșesc, de domnul Lilian Carp, cel puțin la altă conferință de presă deja era asistat și de domnul Lilian Carp, actual deputat PAS, au publicat imagini video cu celebrul Culioc. Atunci domnul Reniță era singur la conferința de presă. Ulterior, când el nu o singură dată, el a mai publicat două calupuri de imagini. Mm-hmm. Dacă ne uităm în telefon... Tot aceleași, dar în altul unchi. Nu țin minte exact, dar știu că două calupuri au fost desea. Așa? Da.
Domnul Reniț a publicat, deci, și Publica TV. Respectiv, urmând logica procurorilor de nevoie de a mă percheziționa pe mine, dacă nu cumva la mine sunt alte informații, nu știu, legate de dosar, logica lor, nu a mea, nu a dumneavoastră, spune că domnul Reniță trebuia de mult să fie percheziționat, poate și domnul Carp, fiindcă a doua conferință de presă erau împreună, percheziție la Publica TV, cu toate că, dacă eu, de exemplu, fac ceea ce fac eu, poate un soi de jurnalism, nu cred că poți să dai buzna, chiar și să aibă cineva imagine, nu știu, un site de investigație la noi, Celebru, face investigații despre cineva acum din putere. Păi nu dau vină, nu dau buzna procurorii că ei dețin informații care pe dâns ulterior se ajute la închetă. Ei poate doar să roage, să invite la procuratură, da? Ce spune avocația dumneavoastră? Da, așa, în mod normal trebuie să fiu chemat ca și martor, să spun ce ei ce cunosc. Dacă ei ar fi prezentat, nu știu, careva probe care să demonstreze că eu cunosc mai mult decât cei ce le-am spus, încă poate atunci, spunem, erau justificate acțiunile lor. Dar acum a fost așa, neplăcut. La ora 7 dimineața te trezești, ai copil mic de aproape 2 anișori. Și au intrat și ce vă prezentă? Dosarul cu loc trebuie să... Efectuăm percheziții. Efectuăm percheziții, da. Și pentru că dumneavoastră sunteți un pic tinerel și neexperimentat în justiție, v-ați pierdut? Nu m-am pierdut. Am chemat avocatul, a venit avocatul, că așa e procedural. Două ori trebuie să aștepte avocatul. Avocatul a venit. Și avocatul. A citit că e corect ce întocmit. Bine, ei au venit, ei aveau mandat de la judecătoresc, adică n-au venit așa din capul lor. Uh-huh. Adică aveau, să spunem așa, pașii juridici, spunem că i-au respectat. Dar dacă am întrebat, mi-a spus de fapt un fost procuror de rang înalt la noi din Republica Moldova, el îmi povestea că de fapt a fost o acțiune ilegală, că nu aveau dreptul nici să-mi ia telefonul, laptopul, cu toate că eu le-am spus, iată, ăsta e laptopul, eu mă, ăsta e telefonul, dacă voi credeți ceva, ne așezăm la măsuță, haideți să le cercetăm, să ne uităm împreună, dacă cumva găsăți ceva legat de dosarul vostru. Ca să înțelegeți, nu e o chestie penală, chiar s-a fost, pentru că undeva la mine a fost un soi de invidie față de domnul Reniță. Pentru că, știți, eu am emisiune online și dacă publicam eu imagini și alea, fiți de acord că erau să fie rating citat la toate televiziunile și azi radar politic, nu știu, poate avem și o emisiune poate la N4. Directorul dumneavoastră era zic, dă să luăm noi pe Ion să facă emisiunea la noi, fiindcă el precis că o să mai aibă informații interesante. Și a fost gelos când am văzut că domnul Reniță le-a publicat și cine le-a transmis domnului Reniță, nu mi le-a transmis, de exemplu, mie să le pun. Fiindcă dacă le aveam, neapărat le spuneam. Cu toate că, iarăși, revenind la domnul Candu, într-o emisiune el a dat apropouri cum a ajuns materialul la domnul Reniț. Că, repet, nu e o chestie penală că dumnealui l-a publicat, oricine putea să-l publice. Chestia de, iarăși, ce au făcut la mine în acest caz. La dumneavoastră acasă ce au luat? Telefonul și computerul? Și laptopul, da. Și avem și un hard cu fotografiile din tineret și până în prezent. Și au luat și hardul? Cu nunta, cu tot. Și da, astea toate trei acum sunt la procurori? Da, da, da. Cât durează ca ei să urmărească toate video și toate sex tape-urile care le aveți probabil cu soție, dacă le aveți? Nu se știe, da? Bine, azi când am întrebat procurorul, a spus că undeva poate două săptămâni să mi le înapoiez, să fac cercetare tehnică. Acolo sunt imaginile video? Nu. Nu. Nu sunt. Dacă erau, credeți-mă pe cuvânt, dacă eu le-aș fi avut, eu le publicam la mine. Procurorul de caz, da, pe dosarul lui Igor Dodon, spunea, da, într-un sincron, sau s-a dat de gol, nu prea am înțeles, că video are 45 de minute în total. Acel, da, video. Țin minte, așa, conferința, declarație. Ei căutau acest video acum la dumneavoastră acasă? Nu, eu presupun că caut ceva în plus. Dacă iau un video și nu a fost suficient, respectiv, mai au nevoie probabil de dovezi. De un alt video sau de tot din aceeași înregistrare? Logica spune că din mai multe dovezi la etapa respectivă din înregistrări care s-au efectuat în sediul PD-ului. Dacă aveți voie să-mi spuneți, procurorii ce v-au spus? Că ei caută acel video integral? Caută mai multe dovezi care să le confirme lor că a fost bani sau nu bani în respectivul culioc. Că asta-i frământ pe toți. Ce era în culioc? Dacă. Și iarăși eu le-am spus și lor, zic, măi, voi la video v-ați uitat care au fost în spațiu public? Lăsăm noi ce ați văzut. Noi nu știm ce au ei la procuratură și ce au văzut.
Dar din înregistrarea video, acolo se pronunță niște nume. Pe lângă Plahotniuc, Ialalov și Dodon din sală, se pronunță Dăilu Costea și Dăilu Cornel. Pe mine nu mă cheamă nici Cornel și nu mă cheamă nici Costea. Păi de ce a fost la dumneavoastră acasă? Asta și întrebare pentru domnii procurori. Ei au fost la toți pe care îi numesc Costea și la toți care au fost Cornel din PD și pe Seremie ca să identifici acel Costea și acel Cornel din înregistrarea video sau nu. Că asta e important. Noi avem o declarație a domnului Dorin Chirtoacă, președintele Partidului Liberal, făcută pe data de 19 mai 2020. Dumnealui a postat pe Facebook atunci copiile ordonanței de refuz în începerea urmării penale pe dosarul ăsta cu Lioc. Și aici apare numele dumneavoastră, pe prima pagină, că, deci așa, pentru a constata veridicitatea materialului difuzat în spațiu public la 9-6-19, organul de urmări penal a efectuat cercetarea la fața locului a sălii de ședințe prezentată de către reprezentantul PDM Ion Hargel, ca încăpere unde a avut loc întrevederea din data 7-06 între președintele Dodon și președintele Plahotniuc și vicepreședintele Ialalov. Prin cercetare s-a stabilit că încăperea este amplasată la nivelul cutare, etajul cutare, adresa cutare. Deci, asta e copia pe care a prezentat-o domnul Dorin Chirtoacă. Da, da, da. Atunci dumneavoastră i-ați prezentat, le-ați dat procurorilor acest video. Eu le-am explicat azi domnilor procurori că eu mă aflam în sediul Partidului Democrat. Că nu e un secret pentru nimeni, cred că eu mă duceam la sediul Partidului Democrat situat pe atunci pe strada Armenească 44. Așa? Da. Respectiv, am și explicat prezența mea în acel sediu. Da. Așa. Păi de asta au venit acasă? Presupun că da. De aici vine și chestia de a fi martor. Ești martor când cunoști ceva, vezi ceva, corect? Asta înseamnă a fi martor. A stat în spatele camerelor de filmat? Eu cred că asta... Eu mai sus de etajul 3 de la Armenească și multă lume nu prea au urcat. Uh-huh. Asta precis că pot să spun. Dar de ce le-ați dat... sediul Armenească are mai multe etaje. Dar de ce le-ați dat video? Eu deja le-am explicat aici detalii de cum au luat și așa mai departe, cu nume și prenume, nu pot să spun acum. A, pentru că ați semnat astăzi ceea ce ați exact, semnat. Da. Eu eram pregătit să povestesc totul, dar cineva a fost mai isteț. Da, dar cum nu m-am prins eu și de ce am publicat? Putem să facem în felul următor. Putem să luăm publicitate, să povestim în timp publicității. Eu sunt un regizor, să nu oprească sunetul. Știi că doar mie îmi povestiți. Nu, nici așa nu se poate. Nu e. Domnul regizor, dar cât mai avem noi până la publicitate? Așa. Iată, v-am întrebat, dar Ialalov, unde e Ialalov? Acum vorbim și despre video. Da, unde e Ialalov? Ideea n-am unde e Ialalov. Dar era așa de puternic, influent era și era un fel de al doilea creier al PD-ului. Bine, iarăși, nu e un secret pentru nimeni și domnul Vlad Filat în celebra lui luare de cuvânt de la înainte de a-i fi ridicat imunitatea parlamentară l-a pomenit că domnul Ialalov participa atunci nefiind deputat, că domnul Ialalov nici n-a fost. El a fost vicepreședinte a partidului, uh-huh. Dar n-a fost deputat, ministru și așa mai departe. Și l-a pomenit că a participat la toate discuțiile sau la multe discuții ce discutau ei. Adică era băiat serios. Era bine, da. Avea o influență. În partid, printre membrii de partid, sincer să fiu, era o figură mai puțin cunoscută. Fiindcă el nu prea s-a afișat la evenimente publice. Sau dacă s-a afișat, nefiind deputat sau ministru, nici mulți membri de partid nu cred că îl cunoșteau, că aia este Ialalov. Uh-huh. De asta și presupun a dispărut din spațiu mediatic. Vedeți că dacă despre domnul Plahotniuc să mai vorbește, îl caută, nu îl caută Interpolul, despre domnul Ialalov, cum s-a dus, s-a uitat. Ok, haideți să luăm câteva clipe de publicitate, după care noi să revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Hargel, eu citesc din comunicatul Procuraturii Anticorupție. Menționăm că aceste percheziții n-au tangență cu activitatea desfășurată în prezent de către această persoană, adică de către dumneavoastră. Da. Și aici eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră... Dar v-ați uitat și la ce oră a pus comunicatul Procuraturii Anticorupție? Nu. Era peste ora 10 seara,
pe când programul lor e până la ora 6. Pentru mine a fost așa... Dar lucrează. Dubios cum au căutat ofițerul de presă ca să facă așa comunicat că nu are activitate. Înseamnă că, presupun eu, ceva a fost aici și cineva e poate atenționat că au forțat nota când au intrat în casă. Chiar și din statutul meu de martor. Dacă ați reușit să vă faceți de vineri încoace o concluzie, asta a fost o indicație politică? Sunteți, așa, haideți să numim, victima actuale guvernări? Sau procurorii sau cineva a făcut exces de zel, pur și simplu, de puterea care o are și a sărit calul? Bine, eu... Nu e un secret că eu îi critic. E critic argumentat și, respectiv, că victimă a regimului n-ar trebui să fiu, consider eu. Plus că și am o comunicare cu anumiți oameni din PAS. Comunicare e ok. Le mai dau anumite sfaturi. Fiindcă iau o comunicare proastă, le dau eu sfaturi cum ar, văd eu că ar trebui să comunice bine, de exemplu. Dar, în același timp, eu în luna februarie am fost atenționat de cineva, am și făcut public atunci pe radar politic, că urmează așa, o așa numită vânătoare de vrăjitoare în Republica Moldova și eu mă regăsesc într-o listă și îți caut motive ca să fiu, să intre procurori la mine în casă. Poate nu-ți găsească nimic, dar pentru a intimida, pentru a-mi pune o bif acolo că, iată, figurează în dosarul cu loc, cum au dat unii colegi din breasla dumneavoastră care nici pe departe nu-s de codul deontologic și s-au permis și tot felul de comentarii și tare s-au bucurat. De exemplu, doamna Alina Radu de la Ziarul de Gardă, cred că a sărit în sus de bucurie când a văzut că au intrat procurorii în casă la mine și a scris pe Facebook când a distribuit știrea respectivă că poate urmi despre culioc nu o să mai găsească procurorii, dar măcar un pic de disconfort. Pe mine disconfort, spun așa personal, tare nu a fost. Dar, iată, pentru părinții mei a fost. Tatăl soției mele e om la pensie, deci, în vârstă. Lui când i s-a spus, el n-are acces la Facebook și așa mai departe, dar în dimineața lui când i s-a spus că jinerul tău e luat de procurori, omul era la un pas de atac de cord. Dacă doamna Radu se bucură pentru asta, că asta e un pic de disconfort, eu pot doar să-mi fie milă pentru dânsa. Sau alți colegi din presa dumneavoastră care au pus imagini simbol, de exemplu, TV8-ul, înconjurat de mascat, mai iepi, când la mine în casă au fost doi oameni și atât, fără mascați, fără SIS, doi ofițeri de urmărire penală, care, apropo, s-au comportat destul de omenești. Fără alte gen, nu știu, cum să mai fac perchizițiile. Dar iată, TV8 a pus poza simbolică, un cineva acolo, ia și mascați. Sau realitatea.media a pus o poză, simbol, mascat și cineva cu mâna la perete, nu se vede cine. Dacă este jurnalism, spui așa imagini, simbol, neștiind ce este acolo, mie îmi pare rău de așa presă independentă, finanțată din fonduri europene pentru promovarea democrației în Republicii Moldova. Mai ales că, întâmplător sau nu, dar doi jurnaliști de la TV8 erau și jos la scara blocului. Serios? Da. Care au văzut, au filmat că au ieșit doi ofițeri de urmărire penală. Pentru ce să dai imagini simbol altele când tu ai văzut cine a ieșit? Cu urcat într-o mașină cu numere transnistriene. Ofițeri de urmărire penală cu numere cu mașină de astea, transnistriană. Nu știu, se schivează de la plata impozitelor, probabil. Pe urmă spune că n-au bani de salarii. Păi de atâta că nu plătiți taxa de drum. Și atât așa e o leacă de exces de zel. Și când a fost atenționat, vă spuneam, în februarie, că o să intre la mine în casă și o să mă pun într-o listă, am fost atenționat că legat de propaganda cu războiul din Ucraina. Precum că eu aș face propagandă pro-rusă și susțin Rusia în așa numită lor operațiune militară specială. Și dacă îmi permiteți, spun o secvență video, că e importantă, cum alți colegi de-a dumneavoastră, cum au interpretat scurte. Vreți de acord, eu să-mi bateți colegii din presă. Fiecare... Eu nu-i bat, dar... Procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauză speciale, în comun cu ofițerii spia și cu angajații SIS, au descins dis de dimineață la domiciliul fostului membru al Partidului Democrat,
bloggerul Ion Hargel. Motivul anunțat de procuror este propagarea războiului și acțiuni intenționate dreptate spre dezbinarea națională, etnică, rasială sau religioasă. S-a constatat că bănuitul în condițiile stării de urgență instituită în contextul conflictului regional armat declanșat în Ucraina, prin intermediul canalelor de comunicații gestionate și administrate de către acesta, a publicat și răspândit sistematic elemente propagandistice, care justifică agresiunea militară asupra Ucrainei. În comunicat mai este menționat că în urma perchezițiilor la domiciliul lui Hargel au fost depistate și ridicate mai multe obiecte și alte mijloace de probă relevante cauzei penale. În același timp, bloggerul a fost condus la sediul PC Cox pentru audieri. Puțin mai târziu, Ion Hargel, administratorul paginii Redact Politic, a venit cu o reacție. Pentru suprimarea oricăror suspici... Ei au greșit comunicatul de presă. Atunci a mai venit un comunicat despre altcineva. Comunicatul era cu data anterioară percheziților desfășurate la mine acasă. Cu data anterioară. Asta unu. Și doi. Când dumneavoastră cineva vă spune, prietenește, băi, dă-o mai șetișor că ăștia se bagi că faci propagandă pro-rus. Și ulterior la un post de TV sau resursă media pe care eu consider ca fiind apropiat actuale guvernări, apare așa material, la mine captă țeleagă. De ceea ce am fost atenționat, fix asta i-au dat. Poate aveau deja totul pregătit și au văzut că a venit Hargel. Dar nu mai întrebăm noi, dar până știm ce a fost la dânsul. Și că faci propagandă pentru Rusia în războiul ăsta. Fiindcă dacă colegii dumneavoastră de la Cotidian aveau un pic de spirit de jurnaliști, ei ar fi trebuit să vadă până acum materialele mele legate de război. Eu am fost printre puținii formatori de opinie, jurnaliști, care am explicat adevărul despre data de 9 mai. Am vorbit despre Lend-Liz, ajutorul Statelor Unite pentru Uniunea Sovietică. Am vorbit despre ce este cu adevărat așa numită Gheorghevska lentă, că e nici nu Gheorghevska, dar e Gvardeiskaya, cu scopul de a educa cetățenii și de a rupe odată propaganda asta legată de așa numitul mare război pentru apărarea patriei. Iar eu asta am făcut. Asta Cotidianul nu a văzut. Doamne ferește, ții Cotidianul o secvență din emisiunile mele, să contribui la ajutarea, informarea corectă a cetățenilor. Iată, asta nu am văzut. Dar un comunicat al procuraturii, din data anterioară perchezițiilor efectuate la mine acasă, poftim ce material frumos. Au greșit, băieți. Și-au cerut scuze din cât cunosc. Nu, scuze publice încă nu și-au cerut. Pe site-ul? Eu n-am văzut până acum scuze publice. Dar scuze publice, dumneavoastră, aveți buletine de știri. Câte persoane contribuie ca să facă un buletin de știri să iasă la TV? Nu-i doar una. Este redactor, editor, editor șef și așa nu mai departe. Așa, nu, asta nu e Jimmy G. Acolo erau... Bine, cel puțin trei persoane sunt implicate. Din trei persoane, nimeni să nu vadă asta că comunicatul interior și ei mă pun pe mine acum aia că eu fac propagandă, că eu numai pro-rus nu sunt. Eu când spuneam, iarăși, dacă să revenim la imagini, eu când îi criticam pe ăștia din pas că fac alianță cu Dodon, despre asta vorbeam. Și îl criticam... Bine, dădeam un obraz lui Oazu Nantoi, mare luptător pentru apărarea patriei, când se duce și depune flori prin prejurul Kremlinului. Că de asta nu mă iubesc unii pe mine, că să, nu atât că Doamne ferește și informații bombastice publică la mine, dar le arăt că de ipocriți sunt unii oameni. Cam asta. Așa. Și au stat toată ziua acasă procurorii? N-au stat toată ziua. Și-au făcut ei treaba, mi-au luat laptopul, telefonul și-au plecat. Dumneavoastră considerați că asta a fost la indicația procurorului general? Vizita asta acasă. Domnul Robu a confirmat și într-un interviu a spus că eu sunt un, aș fi fost un fost apropiat de domnului Plahotniuc. Dar eu cu domnul Plahotniuc, toată stima și respectul, nu sunt nici fin, nici cu mătru, nici alte relații de rudeni. Și se cunoaște foarte bine tot din presă și nu doar cine erau persoanele mult mai apropiate de dumnealui. Deci eu nu spun că neapărat acum trebuie procurorii să ducă la Pavel Filip și restul foștilor apropiați cu perchizițiile. Nu spun asta. Dar nu-i corect să spui că eu sunt mai apropiat de domnul Plahotniuc decât alți foști apropiați. Haideți să vă întreb încă o dată mai direct. Da. Este indicația guvernării? Altfel. De multe ori, tot felul de procurori și oameni din organele de drept, ca să demonstreze puterii, indiferent de culoarea politică, cât se de buni și ca să nu fie cumva dați afară eventual sau cercetați pentru anumite chestii, ei recurg la exces de zel ca să demonstreze dacă, de exemplu, dosarul cu loc
Nu mai intrăm în detalii cine. Intrăm și la Harghel și la, nu știu, Murărescu și la Petrescu și la toți. Dar de ce? De atât că e dosarul cu loc. Nu contează că eu vă spun cu o dată. Nu mă cheamă nici Cornel și nu mă cheamă nici Costel Constantin. Ca eu să am un alt statut sau să pe mine să fie alții careva suspiciuni. Dar alta mi-a fost mirarea că, dacă dumneavoastră vă amintiți bine, domnul Roba a mai fost procuror general interimar. Așa. Numit de domnul Igor Dodon. Referitor la cele ce a publicat domnul Chertoac, ele au fost în 2019, actele respective. Da. Acum noi suntem în 2022. Când domnul Robu a fost numit procuror general interimar, apare întrebarea de ce nu a prezentat un interes persoana mea până acum. Dar dumneavoastră sunteți cel care a spus semnătura, deci, da? Eu, dacă procurorii m-ar fi invitat din 2019 până acum, o singură dată era avea să merg și să dau toate declarațiile care eu le cunosc. Dar chiar dacă ați depus semnătura aia de primire, dare, cum se numește, acelor materiale de video, cel 5 minute, că nu a fost în 2019, de atunci niciodată n-ați fost chemat la procuratură? Eu singura dată chemat la procuratură am fost astăzi. Ca să-mi spun că figurez ca martor, iată în dosarul ăsta și spun ce a fost, cum a fost, din cei ce cunosc eu. Dumneavoastră i-ați vândut domnului Robu, procuror general, un loc de parcare? Nu i-a vândut, am cumpărat. Ați cumpărat? Da. Serios? Da. Voi sunteți prieteni? N-am o comunicare, bine, în perioada respectivă am comunicat, am mai schimbat pe lângă locul de parcare și alte cuvinte despre situația politică și justiția din Republica Moldova. Sper că nu dumneavoastră l-ați filmat atunci când număr bani. Nu. Dar nu e acela, nu e video ăla. Deci are video și ăla cu parcarea mea. Da. Tot e vorba de bani acolo, ceva. Da, dar el a spus acolo că era bani pentru mașina la cumnatul lui, care în Italia. Da. Și s-a demonstrat că el a sesizat, el însuși a sesizat Consiliul Supreme al Procurorilor. Da, dar banii erau de la unul care a lucrat pe la ambasada noastră sau consulatul Republicii Moldova la Odessa, ceva de genul ăsta. Nu, eu nu e că n-am făcut tranzacția fără filmări, fără momente. Mie probleme cu procurorii și cu oamenii general nu-mi trebuie. El era procuror general când ați cumpărat de la el terenul? A fost numit deja de Maia Sandu. Cât a durat procesul cu actele la notaș și așa mai departe, deja a fost numit iarăși procuror general interimar. Și da. Nu e niciun conflict de interese sau nu știu cum să mai Dar nu cred. Ce conflict de interese? Nu, eu n-am știut. În blocul nostru, locuri de parcare sunt foarte limitate. Eu am scris pe chat-ul de Viber, cum au, cred că toți în municipiu. Și nu au chat de Viber cu locatarii. În blocurile respective, dacă ați vă uitați în ziarul de gardă o investigație de pe prin 2013, la complexul ăla îi spune blocul procurorilor. Acolo mulți procurori au apartamente sau au avut apartamente. Că investigația era de genul dat că procurorii le-au cumpărat cu 340 de euro metru pătrat și ulterior le-au vândut cu prețul de piață. Eu când am procurat apartamentul, ia ca numai la asta nu m-am gândit că e blocul procurorilor sau a neprocurorilor. Am scris în chatul de Viber, cine vinde loc de parcare? Cineva care am aflat că tot e procuror, mi-a dat numărul telefonului, zic, păi sună-l că ăsta vinde. Și când l-am sunat, eu nu aveam numărul domnului Robu. L-am sunat și asta e, nu știu ce trebuie să fac. Nu cumpăr că e loc de parcare a procurorilor sau ce. Bun, prima dată ați fost invitat, dar da. Dumneavoastră ați mai avut vreodată, hai să numim, nu știu, probleme cu justiția, procese, nu știu. Nu, în afară de vreo câteva emezi la camere rutiere. Și atât. Da. Că altfel, ce probleme cu justiția pot să am eu? Nici, e ca și apare o iarăși, pentru mine e destul de dubios, revenind la cum la noi acționează justiția, dacă acționează sau nu la comandă politică. Eu pe Igor Dodon l-am criticat, cred că mai dur ca mulți alții din Republica Moldova, iarăși în perioada respectivă. El era președinte, și cu trădare de patrie, cu federalizare, emisiuni, am fost și la dânsul Sadova, doamna aceea, cred că Samuia mă pomenește de bine, care a devenit virală cu doamna, cu domnul Chircurov. Bine, eu am arătat ce cred oamenii din sat la Dodon, pe urmă am fost când Maia Sandu era președinte, am fost în sat la Risipieni, și iată domnul Dodon, nu știu, că am mai comunicat eu cu dumnealui. Nu s-a supărat niciodată că am fost sau că l-am... Și nici procurorii nu au trimis atunci, că
când el era președinte în Hadușezul Psiharghel, că el m-a criticat pe mine de Doamne Ferește. Acum, nu știu, timpul a sărit sau cum a atenționat cineva că o să vină la tine pentru că faci propagandă pro-rus, probabil o să mai găsească un om bun să mă atenționez și de alte momente pe care pot să mai petreacă. Cu toate că eu sper că azi am fost destul de explicit domnului procuror și întrebări n-ar mai trebui să aibă. Prin urmare, ceea ce ar urma să aibă loc este să vă predea înapoi ceea ce au luat, da? Da. Telefonul, videocardul. Da, fiindcă el e, asta da, dar că o să contestăm, fiindcă ele, în mod normal, ele nu trebuiau să fie ridicate de la mine. Eu sunt martor, nu pot să iei. Și mai ales cum au argumentat ei că de ce a trebuit să-l iei, asta te duci la orice oameni de pe stradă și spui că... Dar tu nu mergeai prin 2019 în iunie pe lângă sediul partidului, da. Și tu ai și telefon la tine, da, dar dacă tu ai filmat. Și dacă tu ai filmat aman când doi șeți au intrat o mașină. E absurd asta. Adică argumentarea lor permite la oricine să te duci cu așa idee, teoretic. Vreți să atacați în judecată acțiunile procurorilor? Da, o să fie, fiindcă e o pată, consider eu așa, neagră pentru viitoarea mea carieră, chiar jurnalistic sau politic sau de care o fie. Sau o să crească Alexandru și o să mă întrebi, tata, dar și eu fost în 2022 la noi acasă. Eu și să-i spun la copil că ce-a fost. Trebuie. O să toate căile de atac posibil ca să demonstrez că un pic s-a făcut exces de zel pe cauza respectivă. Nu știu, dumneavoastră, câți martori ați auzit să fie întâi? Eu de asta și l-am sunat pe domnul Ion Diacov. Da. Eu nu înțelegem. Eu citim comunicatul și nu înțelegem cu ce de când martorii au pe achiziție acasă. Martorii, știu, cu cel care e bănuit. Corect. Așa. Invinuitul, bănuitul, nu știu care e prima și care e a doua. Dar la martor prima dată auziți. Și l-a sătat pe domnul Diacov. Domnul Diacov a explicat că Gonța, asta e chestie ilegală ceea ce s-a întâmplat la domnul Harghi la casă. Da. Așa, eu voiam să vă... Domnul regizor. Dar stai că mai bine mă în telefon. Domnul regizor, puteți lua acum publicitate, te rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Harghel, dar este totuși o problemă în declarațiile dumneavoastră. După acele percheziții, a scris așa. Pentru suprimarea oricăror suspiciuni, benevol am predat ofițerilor de urmărire penală telefonul și calculatorul. Da, fiindcă eu întâi le-am propus să ne așezăm la masă. Cum? Le-am și oferit câte un scaun, le-am propus câte o cafea. Ne așezăm la masă și vă uitați peste laptop, prin toate pozele, pe hardam poză, cred că toate congresele Partidului Democrat, dacă doamna Babuc sau cine mai este acolo, nu se le găsească la mine în pihard sunt. Așa? Da. În mod normal, eu le-am spus că fiind că n-am ce ascunde și la mine nu-i video cu locul pe dispozitivele mele, poftim, haide să ne uităm. Dar n-ați te pui să te bați cu procurorii că nu ți le dau. Da, ieți-le dacă până la atâta vrei. Că aici mi-a condus la benevol, nu mi-a benevol, din, eu întâi le-am propus să se uite, ei mi-au spus că nu se poate așa, că nu știu ce, că trebuie să-l luăm. Doar că asta, nu știu, atentează la viața mea privată. Vă dați seama, eu acolo comunic și cu soțul ei, și cu rude, și cu tot felul de oameni din politică, jurnaliști și tot așa mai departe. Adică n-ar trebui pentru procuror să-i reprezinte un interes și vorbesc eu cu oșicine. Asta le-ați dat și parolele sau cum? Nu le-am dat parolele, dar ei spun că sunt băieți deștepți și află tot și fără ca să le dai tu parola. Da? Haideți să revenim la acel iunie 2009, să facem un piculeț. Sunt mai multe legende, iarăși legende. Unii numesc acele evenimente drept Revoluția Ambasadorilor. Alții spun că Revoluția Ambasadorului Hogan, cel al Statelor Unite. Alții zic și mai mult, că atunci Hogan a venit, i-a prezentat o mapă foarte cu multe secrete, la Hotniuc a citit mapa și a zis că, oh my God, mă duc eu de aici, mă duc în Statele Unite. Și tot Hogan i-a propus un brel politic în Statele Unite numai ca să plece. Știu că nu era la masa aia, dar totuși în partid să mai discuta acolo. Puteți să ne povestiți ce a fost în ziua aia când s-a predat puterea? Da, desigur că n-am fost la masa lor de discuții, dar
la sediul Partidului Democrat, eu nu mi-amintesc acum exact ziua, când a fost ultimul Consiliu Național Politic desfășurat în incinta fostului sediu. Consiliul Național Politic, forul care ia o decizie ce face partidul. Atunci de unde ulterior a apărut o înregistrare audio, dacă vă amintiți? Nu cred și fel de înregistrare audio. Discursul lui Plahotniuc. Plecăm, ne retragem un pic și după care revenim da, și o să... Da. 14 iunie 2019. Da. Așa. Da. Atunci și ultima dată l-am văzut pe domnul președinte Plahotniuc. Uh-huh. A fost consiliu, el a ținut discurs, a vorbit și a spus că are întâlniri și avea... Eu am rămas șocat când am văzut pe pragul la Râmenească, e destul de mare teritoriu. Erau, cred că, nu știu, toate ambasadele a țărilor UE și toate odată. Și au discutat ce le-a propus și așa mai departe. Da, legende cercului diverse, dar cred că doar dumnealui, dacă vreodată o să vrea să vorbească, presupun că doar el. Am dubii că domnul Hogan o să accepte invitația, cu tot respectul, să vină la oricare televiziune la noi să povestească ce i-a povestit domnului Plahotniuc de l-a făcut să plece. După cum și s-a demonstrat, bine, că au apărut și poze și mai departe în Statele Unite. Mm-hmm. Atunci. Adică o poziție, ceva foarte clar, nu știi despre acea zi, de ce dumnealui... Eu cred că doar dumnealui vreodată, dacă o să-și scrie memoriile, cu siguranță o să aibă un capitol separat la această dată. Dar legende circulă multe, da. Eu nu cred că am auzit altele decât ați auzit dumneavoastră, gen că ambasada României, tipurile ar fi fost până în ultima clipă, dacă mențineți cursul pro-european, important la noi să fie cursul pro-european menținut, cum a fost și în 2016 format majoritatea. Important să fie cursul pro-european, atunci a fost cu 2 ani după anexarea Crimeei, acum ca să nu fie o forță pro-rusă și așa mai departe să întărească. Asta e. Dar, iarăși, trebuie să știm, au trecut deja 3 ani, încă un an și e un ciclu electoral complet, dacă s-ar fi făcut în alegeri. Trebuie și pe stradă și de întrebat moldovenii, iată cum ei văd plecarea lui Vlad Plahotniuc, dacă e mai bine, nu e mai bine, dacă e bine, ce este mai bine, dacă e rău, ce este mai rău. Dar, iarăși, politicienii trebuie să dea, și ăștia care l-au acuzat în special, trebuie și să dea multe răspunsuri, că l-au acuzat tot felul de scheme, de că plătim mai mult cu un leu cu rentul electric, că plătim cu nu știu cât mai mult pentru gaz. Acum apare întrebare, Plahotniuc cu noi, schemele teoretic nu-s, dar curentul noi la noi nu e mai ieftin, dar e mai scump. Cu finanțarea regimului separatist de la Tiraspol, cu că uzina, că deal-uri dintre Plahotniuc și nu știu cine de acolo ia ca să aibă uzina și aia certificat de mediu. E ca vedem că oamenii buni odată sau au de gând să le dea la uzina metalurgică certificat de mediu pentru următorii 5 ani. Și ei ne spun în paralel că noi plătim mai mult acum pentru gaz, fiindcă independența are un preț și noi trebuie să plătim prețul suveranității. Păi unii, independența noastră, dacă noi le dăm la ăștia de pe Sinistru, certificat de mediu pentru 5 ani de zile, ca ei chipurile să ne dăie curent electric. Dar curentul electric e mult mai scump ca și când îl dă de lui Plahotniuc, corect? Iar și trebuie de văzut. Eu, nu știu, o să mai trec poate vreo 2 ani de zile și pe domnul Plahotniuc o să-l chemi moldoveni și atunci el o să trebuiască să gândească, dar el trebuie să vină sau el vrea să mai vină și să spună mintea sau nu trebuie. Timpul o să arate. Bun, dumneavoastră, sunteți partinitor, că ați fost membru de partid, ați fost la salariul la Plahotniuc sau la PD. Și normal că vreți înapoi și vă credeți că pentru că nu putea să-l numim nici măcar foarte, foarte sfânt sau foarte deloc sfânt, hai să fim serioși. Nu, el avea o vorbă. Problema în Republica Moldova a clasei politice, nu că dracu e negru, dacă îngerii nu sunt albi. Și îngerii vedem că nu sunt albi. Ori la salariu, la domnul Plahotniuc, credeți-mă că mulți oameni au fost la salariu, mai oficial sau neoficial, sau au beneficiat. Aceiași el a avut o fundație care făcea foarte multe lucruri bune pentru mulți oameni. Fundația lui Vlad Plahotniuc e Delweis. Vă amintiți, da? Da. Casă, operații la oameni și așa mai departe. Bine că am ușa să spună alții că fura tot banii de la noi și făcea actele astea de caritate, dar le făcea, corect? Acum nu se mai fac. Și acum am o veste rea pentru un cetățean. El e Doru Curoșu.
nu știu, nu i-a făcut niciodată, nu știu dacă m-am văzut cu dânsul în realitate, dar el la o știre cu percheziția mea de la mine de acasă a spus, în sfârșit, sper să ia 10 ani cu executare. Și m-am mai făcut Călingăul, Plahotniu și așa mai departe. Acum acest Doru cu roșu, iată dacă se poate la cameră, 17 august 2016, acesta este Doru cu roșu, aceasta este pagina Fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. Doru cu roșu a beneficiat de un proiect foarte bun, se numea Școala Ambasadorilor Edelweiss. Și atât Doru cu roșu foarte bine a beneficiat sau a acceptat colaborarea sau suportul sau numiți-o cum doriți cu Fundația lui Vlad Plahotniuc. Și acum dumnealui spuneți prin mine că 10 ani cu executare într-un fleac, el a mai fost președinte la Consiliul Național la Tineretul, nu știu ce acolo e. Dacă oamenii ăștia sunt sănătoși la cap și ei văd că așa la noi se reformează justiția, că dă 10 ani de atac, mie nu-mi place de dânsul, fiindcă el îmi arată mie cât este de ipocrit. Alta. Sau alt caz este, de exemplu, de beneficiare ai lui Vlad Plahotniuc. Radu Marian are un frate, Adriano Marian, care are o orchestră, Youth Orchestra. Dacă nu era fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, eu nu știu azi dacă dumneavoastră auziți de Youth Orchestra. El sistematic, 10.000 de euro, fundația lui Vlad Plahotniuc a sponsorizat Youth Orchestra. Respectiv, familia deputatului PAS, Radu Marian, a beneficiat într-un fel sau alt, corect? Nu chiar într-un fel sau altul, doar orchestra a beneficiat. Bine, Radu, Adriano Marian e dirijorul orchestrei, șeful orchestrei. A beneficiat de sprijin financiar inclusiv, 10.000 de euro. Eu s-a beneficiat de atâta bani cât bani s-au băgat în Youth Orchestra, doar Fundația Edelweiss, nu știu, cred că îmi cumpăram în Miami un apartament. Și cine mai era la salariul la Vladimir Plahotniuc dintre actuali? Cine actuali? Actuali guvernanță. Cine mai vine pe la sediul PD-ului să ia plicul lunar? La sediul PD-ului vine mult lume, că veneau pentru plicuri, pentru culoase, eu asta deja nu cunosc. Dar cert e că venea suficient de mulți oameni care ulterior când el a plecat au spus, dar eu prima dată l-am văzut. Nu, eu admit că unii chiar și prima dată l-au văzut. Așa. Dar cert e că în anturajul lui sau erau bucuroși că s-a aflat la sediu pe de mie. Sau erau bucuroși că erau, nu știu, gen implicați în, mai ales când la noi se mai făceau alegerile, se organiza staff-ul partidului. Erau un președinte de staff, erau tot felul de oameni care să ajute să facă mesaje pozitive și așa mai departe. Erau mândrie pentru unii când ajungeau acolo în epicentrul democrației, să numim așa, epicentrul democrației, că acum spun alții. Dar asta e părerea lor. Eu am fost membru deschis, când am avut să-l laud, l-am lăudat, de criticat. Eu nu cred că vreun membru de partid din Republica Moldova aș critică președinței și ei pe oricine. De exemplu, doamna Maia Sandu, cât era la pile de mine, n-am auzit să-l critici pe domnul Filat niciodată. Sau pe domnul Lilian Carp, nu l-am auzit niciodată să-l critici pe Mihai Ghimbu. De exemplu. Cu toate că, iarăși, ironie sorții. Să nu super domnul Carp. Țineți minte protestul de la Parlament, când Mihai Ghimbu a luat 2 pumni în cap de la nu știu cine. A luat 2 pumni în cap de atâta că a făcut alianță cu Plahotniuc, majoritate, corect? Dar dacă o să vă uitați în arhivele timpului, o să vedeți că domnul Lilian Carp a semnat pentru ca domnul Vlad Plahotniuc sau în susținerea lui domnului Vlad Plahotniuc ca să fie desemnat de domnul Timofti, președintele Republicii Moldova de atunci, în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova. Oamenii buni spun că Plahotniuc permanent își cumpăra majoritățile. Mâine apare întrebarea. Domnul Carp și era prost și nu a luat bani și tățul a semnat pentru bani și el pe degeaba? Eu nu, nici cum nu apropo, doamne nu, ferește. Trebuia salvat cursul european atunci. Corect, dar de ce Mihai Ghimbu a luat 2 pumni în cap? Nu-i corect că a luat 2 pumni în cap, dar Mihai Ghimbu, iată, 2 pumni în cap, pe urmă, eu, dar trădători, pe la toate proteste și așa mai departe. Dar domnul Carp ajunge deputat pe lista blocului și acum asta, a Partidului Acțiuni și Solidaritate. Iată, dacă asta nu e ipocrizie și astea nu sunt dubli standarde moldovenești și noi până și nu o să le depășim, pe cursul european noi să susținem numai că ne susțin mai mult europenii nouă și ne dau bani și noi vedem că altă șansă nu avem, mai ales acum cu toți cumpirile este. Dar când ni s-a urcat la cap așa de tare domnului Vladimir Plahotniuc încât a pierdut contact cu realitatea și de asta a pierdut cum a pierdut? Nu știu dacă putem să considerăm că i s-a urcat la cap ceva, că a pierdut contact cu realitatea. Sunteți bravo că nu vă criticați fostul șef, asta chiar e respect. Nu, greșeala lui, punctul meu de vedere, greșeala lui că
mai din timp trebuia să iasă în lume. Știți, el a avut o perioadă, sau ultima perioadă din ajunul alegerilor parlamentare din 2019, a început a îmbla prin sat, să vadă cu oamenii, să îmbla la întâlniri și așa mai departe. Dacă făcea chestia asta cu cel puțin un an jumate în urmă, PD-ul atunci nu lua 340.000 de voturi, cred că, dar lua 550.000 de voturi. Fiindcă pot spune cine ar vrea, dar el avea priză la public. Și probabil și chestia asta, că puțin cunoșteau de dânsul, circulau multe legende și când oamenii din sat îl vedeau în realitate și pe urmă oamenii mai vedeau și un drum bun, apeducte și proiecte, prima casă, care apropo, prima casă, iată, continuă, bine, mersi, înseamnă că a fost un proiect bun dacă continuă. Nu știu, cu rata inflației și cu nou, vedeți că băncile în fiecare zi ridică rata de creditare, nu știu ce viitor are acest proiect. Dar faptul că e menținut de pas confirmă că a fost un proiect bun. Că drumuri bune se făceau atunci prin sate, iarăși e o chestie bună. Ori acum eu mă duc în sat la mine pe drum bun, aproape. Bine, că de vreo 3 ani de zile mai este 20 de kilometri în raionul Sângerei și e că poate amuie, sper că vara asta să-l termin, drum național. Da, cu rețenele ilegale pentru și asta multiple. Aici trebuie să expun iarăși domnii procurori. De exemplu, bine, eu nu vreau să-l critic pe domnul Robu, mai ales că ați spus că nu știu ce relație că am cumpărat în loc de parcare, dar aici trebuie să spun procuratura și dumnealui inclusiv. Acționau politic sau nu acționau politic? Și dacă l-ați pomenit pe domnul Chertoacă, domnul Robu i-a gestionat dosarul parcărilor cu plată, domnul Chertoacă. Iară parcări. Da, pe noi... și aici apare întrebarea, sau el și trebuie să răspundă. Atunci era așa numitul stat capturat în perioada respectivă. Și, după cum spun oamenii buni, atunci atâți executau ordinul lui Plahotniuc. Trebuie să-l întrebați pe dumnealui, a executat ordin sau n-a executat ordin sau Chertoacă pe bune trebuie atras la răspundere. Eu, de exemplu, când merg pe Ștefan cel Mare și văd valurile astea de jumătate de metru în asfalt, îmi dau seama că tronsonul ăsta a fost reparat aiurea și am ajuns să trebuie să chiar reparat. Probabil pentru asta cineva ar trebui să răspundă, da? Am eu dubii că o să mai răspund cineva vreodată în țara noastră de ceva. Domnul Hargel, mi-ați să vreți să deveniți politician? Mie îmi place politica. Îmi place politica și azi vă spun și de ce. Bine, că eu vorbesc, îs mai îndrăzneț un pic și am așa un pic mai mult îndrăzneal poate că alții, e una. Dar legat de politică, eram clasele primare. Și profesoara mea de clasele primare, Eugenia Filipovna, noi atunci așa ne adresam. În 98 eu m-am dus în clasa 1, când erau alte vremuri bune în Republica Moldova. Lumina era pe grafic, salariul mama îl prinde o dată în jumătate de an, pensiile îți dădeau un caloș, mai scurt, Ion Sorza era prim-ministru și era apropo de țară. Dar politicieni de top erau Snegur și Lucinski, încă în 98. Și Eugenia Filipovna, doamna Eugenia, vă salut și mult sănătate. Mi-a spus așa, noi mai avem tot felul cu un director de școală, mai răspundem înapoi. Și ea, fiind o profesoară foarte bună și mega bună și mega, pentru noi era ca o mamă, și ne dădea anumite sfaturi de astea. Și a spus așa, Ion, nu te uita că e Snegur, că e Lucinski, tu dacă ești drept, dar dacă ești drept, spune-le tăi ce vrei lor în față. Și când ești clasele primare, eu nu cred că mulți profesori de clasele primare dau așa sfaturi la mulți elevi. Dar iată, eu când am fost clasele primare, în clasa, nu știu, probabil a doua eram cum mi-a dat sfatul ăsta, pe mine m-a marcat. Și eu am zis, păi, dar pe asta Eugenie Filipovna mi-a spus că eu pot să-i spun la tăți ce vreau, asta e democrație, eu sunt născut în democrație. Când m-am născut, 25 septembrie, deja 91, statul independent, Republica Moldova. Și am profitat la maximum de regulile democrației. Poate că am fost uneori subiectiv când am abordat anumite persoane, dar... Ați fost. Dar iar și-am dat câteva exemple. Eu nu mă socot jurnalist de top ca doamna Cornelia Cozonac sau doamna Alina Radu să-mi permit etichetările de multe ori cum le dau ele. Dar de multe ori am fost și foarte obiectiv și le-am arătat ipocrizie și a multor din presă și a politicienilor. Nu o să mă supăr dacă cineva o să mă critici pe mine argumentat cum îi cred că eu pe alții argumentat. E plus sau e un minus faptul că pentru ulterioara și viitoarea cariera dumneavoastră politică, faptul că ați fost în PD-ul lui Vladimir Plahotniuc și foarte activ i-ați luat apărarea? Eu am apărat atunci ceea ce făcea PD-ul, proiectele de țară. Și când spuneam la oameni că aici că nu o să vină, și atât mulți oameni acum s-au convins că nu au pregătire specială. Voi puteți spune despre... Noi un pic prea mult vorbim despre dânsul, dar pot spune orice cine despre Plahotniuc ce vrea.
dar el avea capacitatea să strângă în jurul lui sau spună în jurul lui la lucru oameni profesioniști pe domeniile lor. Și erau și rezultate. Cu așa numit furt a miliardului care s-au făcut, inflația în Republica Moldova după acea perioadă nu a fost ca așa acum de 30%. Corect? Corect. Și multe alte lucruri. Respectiv, eu am obținut o mare experiență politică activând atâta timp în Partidul Democrat. Pentru că am fost implicat începând de la distribui ziare, la oameni, a vorbi cu oameni în bloc, până la participări la ședință de staff electoral și așa mai departe. Iată, apropo de asta, poate le dați un sfat celor din tineretul PAS, că acum sunt foarte implicați în lupta contra lui Ion Ceban. Asta e prima țintă majoră, căci alegerile vin la anul, da, în toamna anului viitor. Și văd că băieții sunt destul de harnici și destul de mult bat, dar nu prea văd eu efectul ăsta. Poate îi ajutați dumneavoastră să-l dea jos pe Ceban. E greu să vezi efect. Să-l acuzi pe Ceban, de exemplu, acum cu scumpirea transportului public, spui că Ceban ridică prețurile la trolebuz la 6 lei și Ceban e divină. Dar faptul că scumpește lumină, guvernarea PAS, nu e divină. Că scumpește petrolul și autobuzele noastre care circulă pe diesel, scumpiește ce bani, trebuie să spună că, băi, dacă nu le scumpim, falimentează, am înțeles că întreprinderile astea municipale, tineretul PAS spune că ce bani e divină. Dar că prețul la benzină și motorină, PAS-ul spune că nu e divină, fiindcă așa e contextul internațional. Aici așa să fie problema PAS-ului, să explice unii divină ce bani și unii nu, cu contextul ăsta internațional, adică să fie, trebuie un mesaj stabilit foarte clar. Când e divină contextul internațional și când nu e divină. Când atacă contextul internațional și când nu atacă. Să fie greu. Dar dacă PAS vrea să beneficieze de expertiza mea politică, facem un contract și poți să ajut. Ați lucrat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate? Un bărbat trebuie să facă orice ca să-și întrețină familia și să lucreze orice. Având anumite cunoștințe politice, de ce nu trebuie să profiți de pe ele și să scoți anumite... Eu asta pot să fac. Eu nu pot să fiu constructor, că bine, dacă m-aș duce și aș ține niște training-uri, probabil că m-aș ajunge să spun caramidă pe caramidă. Dar fiind de la 18 ani implicați în politică, cam altceva în afară de politică și e greu. Pentru PAS aș lucra din considerentul că este partid pro-european și mie chiar îmi pasă de parcursul pro-european a țării. Nu știam că să fac training-uri pentru constructori. Să fac. Serios? Da, păi, trebuie cumva să te reprofilez. Eu credeam că să spune că da, aș accepta să lucrez pentru PAS ca să-i distrug din interior, dar dumneavoastră chiar pe bune să țineți informațiile într-un fel sau altul. Nu, să-i distrugi pe interior. PAS la câte prostii faci acum, mai buni oameni ca dânși să distrug ei pe sine pe interior, vedem că nu au. Și tot și e vorba și de context internațional, trebuie să fim... Nu, eu n-am spus niciodată că nu-i divin. Eu n-am spus niciodată, nu m-am expus dacă ar fi fost mai bine acum dacă era o altă guvernare. Nu m-am expus dacă era, de exemplu, cine avem noi acum pe scena politică, PSRM, Șor, comuniștii, partidul nostru, Andrei Năstase. N-am spus asta. Dar am spus că ei fac anumite greșeli și ei le fac. De exemplu, domnul Slusari spunea, dacă nu greșesc, că există anumite întrebări cu creșterea asta la carburanță. Ori cotația internațională scumpește cu vreo 5%, de la noi brusc cu 13%. Sau în ziua și ei când au spus că motorină nu-i. În mod normal trebuie să trezească ăștia de dimineață și să nu vină la eu un harghi la casă, dar să duc să percheziționeze sau să verifice toate benzinăriile și să vadă sunt stocuri sau nu sunt stocuri. E că asta trebuie să fac. Dar dacă tu vii la mine acasă, că asta e mai important și nu te duci să verifici, înseamnă că undeva poate există aceleași înțelegeri de cartel care erau și pe timpuri, care tot ei spuneau că sunt. Și dacă atunci au fost înțelegeri de cartier, apare întrebarea firească, dar de ce nimeni nu este tras la răspundere sau nu este vreun dosar deschis cu înțelegeri de cartier. Sau, de exemplu, Dumitru Alaba, vedeți că bie cafea cu Kiril Gabor și spun că sunt prieteni. Că în ce constă păcatul aici, n-am înțeles. Nu e păcat. Dar de ce eu aș trebui să am un păcat că a fost în PD? Dar Kiril Gabor a fost candidatul PD-ului pentru funcție de deputat. Eu la așa nivel încă nu m-am ridicat. Adică, de ce... Cu toată stima și respectul, eu nu vorbesc că cineva e rău sau e bun, dar de cum spun la noi accentele și se interpretează și spun etichete că tu ai fost cu Plahotniuc. Păi, cineva a fost candidat la funcție de deputat. Și acum el ce este la administratorul o companie petrolieră, bea cafea cu Alaiba și nimeni nu vede întrebări. N-a spus că sunt întrebări.
Eu vorbesc despre cum spun accentele. Și exemple de astea sunt multe. Dar prin ce credeți că ați atras această, poate să nu spunem ură, dar răutate un piculeț, da? Din partea unora. De asta că PD-ul nu avea prea mulți membri vocali. Așa, dacă mai direct. Erau și mulți oameni profitori care profitau, profitau pe bune din faptul că sunt membri de partid, dar în public nu prea se expuneau. Ei, dar eu m-am expus public permanent. Le expuneam, de exemplu, le apăram și unor foști miniștri pozițiile, unor foști deputați din PD. Le apăram inclusiv și onoarea și demnitatea lor prin faptul că mă expuneam de ce e bun PD-ul și nu e bun alt partid. Și mie însăreați în cap Facebook. Nu doar motivat și argumentat. Da, da, da. Fiindcă asta, dar iată cum ironia sorții, vedeți, și Pavel Filip a fost în PD, dar el ulterior m-a dat în judecată, de exemplu. Da? Pentru ce? Da. M-a dat în judecată fiindcă am făcut o emisiune prin care am demonstrat că după plecarea lui domnului Plahotniuc în Statele Unite, el a făcut vizite în Statele Unite. El în public a spus că n-a fost, dar eu i-am demonstrat în emisiune că a fost și m-a dat în judecată. Nu, acolo a fost o greșeală. El n-a zis că n-a fost în state. Inițial, nu. El a întrebat în Washington. În Washington n-a fost? Nu. Inițial, nega la toate emisiuni că n-am fost, că n-am fost, că n-am fost. Și a recunoscut, eu nu mi-aduc aminte la ce emisiune, dar la Natalia Morar știu că a confirmat, nu știu dacă prima dată sau nu prima dată în emisiune, dar Natalia a spus că domnul Filip, iată, Harghel a publicat, eu am verificat, nu-i cea mai bună sursă, a spus Natalia despre mine, că de multe ori le mai calcă, da. Dar eu am verificat și informația dumneavoastră a fost. Și el a fost nevoit să recunoască că, păi, am fost cu un alt. Poate s-a ascuns după aceea și replică, că n-am spus neapărat că în Washington sau în Miami. Ei, și atât, domnul Filip, ca mulțumire pentru activitatea mea fructuoasă în cadrul Partidului Democrat și fiindcă eu participam la, și la emisiuni de dezbatere în cadrul alegerilor, el a hotărât că trebuie să mă dea în judecată. Și m-a dat în judecată. Dar judecata nu e dat de câștig de cauza domnului Filip, scuză, n-a trebuit să-mi prezint și cazul s-a închis, n-a mai contestat, Dumnezeu cu dânsuși. Adică nici nu m-a supărat, că înțeleg că așa e politica, au fost la dânsul cedare nervoasă, mai știu eu și acolo. Eu vă întrebam la început dacă ați comunicat cu Vladimir Plahotniuc după plecarea sa. Ați spus că nu. Acum mi-e apare întrebarea, de unde știați că Filip a fost în Statele Unite? Păi da, dar domnul Plahotniuc mai vei pe Șarudiu, care nu a plecat după dânsul. Nu neapărat trebuie să vorbești cu domnul Plahotniuc. Și persoanele respective nici nu au ascuns că au mai comunicat cu domnul Candu. Și domnul Candu inclusiv, și domnul Cebotar, da. Da, Cebotar chiar aici, a zis că eu am fost și m-am întâlnit cu el în stat. Iată, vedeți. Revenim un piculeț la domnul Ceban, primarul de Chișinău. Cine e concurentul din PAS pentru el? Din ceea ce vedeți, dacă tot spuneți că numai cu asta zi și noapte vă ocupați, cu excepția ultimilor 4 zile? Dar Ceban n-are concurent în PAS acum, ca să iei cineva să... Nu, e tradiție, trebuie să fie 51 la 49, oricum trebuie să fie o luptă genul ăsta. Bine, Ceban o să-l începe acuza că cu factorul geopolitic, că e cu Dodon, că e pro-rus, pe partea asta o să-l bat ca să mobilizeze electoratul de dreapta, să-l voteze împotriva. Cum am votat noi, nu votăm pe Greceanic, votăm pe Chirtoacă, de ce? Ei, că Chirtoacă e de-a nostru. Nu votăm pe Dodon, votăm pe Chirtoacă, de ce? Că l-am votat permanent pe Chirtoacă, că e de-a nostru. Acum ar trebui chiar să ne gândim și vedem și rezultatele în Chișinău. Și acum ar trebui să medităm bine. Votăm unul de-a nostru sau votăm că vedem ce se mai face prin oraș. Se vorbește că cică Lilian Carp, pe care l-a spus, ar putea fi candidatul. Da, eu nu știu dacă domnului Carpi trebuie să candideze. Mai degrabă îl văd pe ăla de la care el e și la Poșta Moldovei și în Consiliul Municipal. Îmblă de fugă, tot îl critică pe ce bani peste tot loc. Am uitat cum îl cheamă. Dacă noi nu știm, cu atât mai puțin nu știu telespectatorii, înseamnă că e o problemă de imagine. Da, probleme de imagine, mai ales că a intrat în conflict și cu domnul Năstas, că se comportă așa, el destul de agresiv, destul de... Bine, mai ales, eu de exemplu, pur uman, că l-am criticat foarte bine și pe Andrei Năstase, dar pur uman, ăștia din pasul critic și pe Năstase, reproșez și avea o leacă trebuie să n-ai obraz. Ori dacă nu era Andrei Năstase și platforma, da, azi mai Sandu nu era președinte. Dacă revenim la PD și mai vorbiu oamenii pe interior vorbiu despre oponent ca și Andrei Năstase, nu vedea prea mult pericol de oponent în Maia Sandu. Și eu
strict așa, de la, mă rog, noi eram oponenți politici și eu toată stima și respectul că ei au rezistat băieții ăștia din platforma, da. Iar lor le era greu. Proteste. Da, voi ați bătut în ei de Doamne ferește, toate armele le-ați folosit contra platformă. Proteste, televiziuni și așa mai departe. Adică Andrina Stasă din pur politică, iar să mă detașez de orice calitate, că mai nici nu o să membru de partid, dar oricum. El a rezistat și dacă el nu se retragea în 2016, eu am dubii că acum mai Sandu mai era președinte. Oricât pietrele iar le-a luat. Și prin glod, platforma da, a umblat și în 2019, când a fost cu blocul acum, și că ăștia mai mult așa, mai pe Facebook. Domnul Laiba are experiență cu pagina de troll jos Alianțul, alții și așa mai departe, ca fermii de troll care îi mai au acum. Și pe Facebook îmi e comod, scrie comentarii de că se duce într-un sat prin glod să spui că cum ați fi vremurile bune. Dar eu făcut asta și ăștia din pas acum să-l creți și spun că Năstas și-ți permis tu sau dacă nu pasul direct prin tot felul de voci de-a lor care îl critică pe dânsul. Urât, urât. Pe cine ați votat în, cred că e penultima întrebare, pentru cine ați votat în campania electorală de prezidențială în turul 2? Pentru Maia Sandu. Nu se știe cine va fi cel mai puternic contracandidat al doamnei Maia Sandu, dar va avea contracandidat peste 2 ani jumate sau cât a mai rămas. Da. O veți mai vota încă o dată? Dacă o să demonstreze că... Dar până acum n-a demonstrat? Nu, dacă o să demonstreze, eu țin de mine și e foarte subiectiv. Dacă o să fie demonstrat că dosarul ăsta, că procurorii au intrat cumva la mine în casă și mi-au, mă rog, disconfort pentru familie și așa mai departe și ei au vreo treabă cu asta, evident că eu nu sunt nici chiar atât de idiot să îi susțin, să-i votez, dacă o să demonstreze, repet. Dar dacă o să fie altfel, nu știu, probabil o să boicotez alegeri dacă nu o să-mi placă contracandidatul. Eu după ce am mai votat pentru ai noștri, mi-am spus că atunci când nu o să-mi placă cineva, pur și simplu o să boicotez. Și așa o să îndemn și oamenii. Noi trebuie să avem dreptul să boicotăm și să nu votăm, nu neapărat să votăm permanent pentru cineva și pe urmă ei spun că, dar pe asta noi, vedeți că un milion de oameni ne votați și noi facem ce vrem. Păi nu îi faci ce vrei dacă te votează un milion de oameni. Trebuie să faci ceea ce trebuie și să-ți onorezi obligațiunile și promisiunile date. Ori doamna Maia Sandu a fost foarte generoasă la promisiuni în campanie electorală. Ca să fii votat, trebuie să ridici foița și de promisiuni care erau primele 10 și cele mai importante, apă 20, și spună, asta am făcut, asta n-am făcut, de ce n-am făcut? Context internațional, ok, dar asta ce n-am făcut? Alt context, ok, dar asta am făcut, ce am făcut? Am schis poarta la președinție, ok. Dar, mă rog, oamenii o să decid, dacă este realizări sau nu se realizări. Să vedem. Vedeți pe cineva contracandidat? Nu, din actualii care sunt în Parlament, are toate șansele să câștige, cu toate păcatele, cu toate astea, are toate șansele. Dacă nu apare altcineva, poate aveți 40 de ani. Azi nu. Dar până la alegeri? O să am. Înseamnă că mai Sandu o să aibă candidat. N-am pe ce să glumesc, că amușul meu face și mie percheziții pe casă la 7 dimineață. Dar Renata Usată? Da, Renata Usată, văd că e ocupat cu, cum îl numește, Emilian Crețu și cu toată familia lui, el se distrează foarte bine. Cu Nina, nu cu Emilian Crețu, el e cu Nina. Nu, că ei sunt o familie, că n-am, Doamne ferește, excomunat. E ceva frumos. S-au dus, se distrează, eu nu cred că pe dânsul îl interesează politica, sondajele arată asta, la câți bani au dat el, au băgat în ultima campanie electorală și la ce scorul a luat. Eu, dacă aș fi Renata Usată... Dar ce i-a jucat festa atunci, credeți că? Pentru că la prezidențiale 17%. Da, corect. I-a jucat fiesta, nu știu, echipa, probabil. Eu nu prea cunosc, în afară de doi oameni de la dânsul din echipă, chiar habar n-am cum era structura și ce făcea și cine devine și așa mai departe. Dar... Deci deocamdată Maia Sandu nu are contracandidat. Depinde cum o să termine și cu dosarul cu Dodon. Dacă o să demonstreze justiția la noi că Dodon n-are nicio treabă și el o să victimizeze și moldovenii, știți că mai acceptă victimizarea dată, cine știe, nu știu, e greu ți-a spus. Dar la azi, acum, la ziua de azi, eu nu văd ca un contracandidat real. Doar dacă, nu știu, ce bani, de exemplu, nu o să vrei să le să primăriezi, candidezi la președinție, poate nu neapărat să câștigi, poate să încurci și lucrurile, jocurile. Domnul Hargheal, mulțumesc tare frumos că ați fost la emisiune. Mult succes în tot ceea ce faceți și mai ales în dosarul ăsta să duceți la capăt să fie ok. Și ne revedem, cred că neapărat, aici în studio. Vă mulțumesc. Eu pot spune că sunt om realizat în viață, că am fost la Gheorghe Gonță la emisiune. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândre.